Scriptură, la Evanghelia după Luca, capitolul 7, o să citesc de acolo primele 10 versete. Luca, capitolul 7, începând cu primul verset, cuvântul Domnului spune așa. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norocului care le asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și i-au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia, du-te și se duce, altuia vino și vine, și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Aleluia! Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin! Amin. Vă rog să ocupați locul. Principalul reproș care se aduce tot mai des bisericii și când spun biserică mă refer la biserica în totalitatea ei, fie că e vorba de biserica ortodoxă, catolică, protestantă, neoprotestantă, așa mai departe. Deci principalul reproș care se aduce tot mai des bisericii din zilele noastre este acela că una propovăduiește și alta trăiește. Cu alte cuvinte, spun opozanții credinței creștine, cei mai mulți dintre cei care se declară creștini nu gândesc, nu vorbesc și nu trăiesc la înălțimea învățăturilor despre care ei înșiși spun că sunt poruncile lui Hristos pentru cei ce sunt urmașii săi. Au sau nu au dreptate cei ce reproșează așa ceva creștinilor? Au. Din păcate, au. De cele mai multe ori, atunci când biserica este blamată pentru comportamentul ei duplicitar, iar creștinii sunt acuzați de ipocrizie în raport cu lumea din jurul lor, există tendința de a nega aproape orice fel de acuzație și de a justifica oarecum reproșurile ce vin din partea lumii pe motiv că lumea a fost, este și va fi întotdeauna împotriva creștinilor. Ceea ce este adevărat. Lumea totdeauna a fost împotriva bisericii, dușmănoasă față de cei care fac parte din biserică. Deși aceasta este o realitate, există totuși pericolul că ascunzându-ne după această realitate să scăpăm din vedere că s-ar putea ca cei din lume să observe mult mai bine decât noi, ceea ce noi nu mai suntem capabili sau nu mai suntem dispuși să observăm în viața noastră. Există însemnări nenumărate în istorie în care, în ciuda faptului că cei ce se declarau creștini au avut parte de prigoane din partea autorităților și chiar a populației necreștine, totuși, nu de puține ori, aceștia se simțeau obligați să-și declare admirația față de felul diferit, dar frumos, în care creștinii știau să trăiască în mijlocul societății, știau să trăiască în familiile lor și atunci când era cazul, știau să și moară, dând dovadă de curaj și de o demnitate demne de toată admirația.
Acum, deși nu putem generaliza și noi nu avem dreptul să afirmăm că toți creștinii trăiesc departe de ceea ce pretinde Domnul Iisus Hristos de la biserică, totuși este benefic să ne punem cât se poate de serios această întrebare. De ce oare biserica în ansamblul ei, în general, și credinciosul creștin în mod particular, nu mai provoacă lumii din jurul său admirație, dincolo de acceptarea sau neacceptarea lui Hristos ca Mântuitor al lumii? Cum anume ar trebui să-și trăiască viața un credincios, astfel încât, dincolo de șicanele și de provocările venite din partea lumii, din partea celor ce din lume, totuși lumea să nu poată să reproșeze bisericii că există o prăpastie uriașă între ceea ce învață biserica și ceea ce membrii ei trăiesc în realitate. Și, oricât de mare ar fi mereu tentația de a ne justifica lipsurile, punându-le pe seama nedesăvârșirii noastre, deși așa este, Scriptura nu ne va lăsa niciodată să pretindem că suntem credincioși mântuiți, născuți din nou din Duhul lui Dumnezeu, chemați la viață din starea de oameni morți din punct de vedere spiritual, înnoiți în omul din lăuntrul, declarați ca fiind o făptură sau o zidire nouă, cum spune Apostolul Pavel, în Hristos, și cu toate acestea, fără ca cei din jurul nostru să nu observe această schimbare. Așa ceva este imposibil. Cuvântul lui Dumnezeu ne stă mărturie și, de asemenea, exemplele pe care noi înșine le cunoaștem, că este imposibil ca odată ce în inima unui om s-a înfiripat credința autentică, cea care este cu adevărat dăruită de Dumnezeu, aceasta să nu producă schimbări radicale în viața acelui om, observabile de către cei în jurul său. Ei, relatarea din textul nostru ne descrie o astfel de situație. Comportamentul acestui sutaș, ce era sutașul? Era un comandant al unei companii de 100 de oameni, da? Comandant ofițer roman. Comportamentul acestui om este o dovadă cât se poate declara a faptului că un om, indiferent de originea sa, indiferent de statutul și de convingerile sale, odată ce a fost atins de Duhul lui Dumnezeu, viața lui va fi schimbată în mod categoric, așa încât cei din jurul său nu numai că vor observa în mod categoric schimbarea, dar vor fi chiar nevoiți să o recunoască și să o admire în mod public. Amin? Amin. Bun. Și acum să ne întrebăm. Ce anume au putut observa evreii în comportamentul unui păgân, unui netăiat împrejur, așa încât să-l considere, în ciuda prejudecăților lor, aduceți-vă aminte că evreii, știți foarte bine lucrul acesta, se considerau singurul popor demn de a rosti numele lui Dumnezeu, de a se apropia de Dumnezeu, da? În ciuda prejudecăților lor, să-l considere pe acest om ca pe unul care merita o favoare din partea Dumnezeului lui Israel. Dar mai mult decât atât, ce anume a descoperit Domnul Iisus Hristos însuși în acest om, încât să fie gata să declare în auzul tuturor celor ce îl însoțeau, să toarcă către ei și să spună: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Ce anume era în inima acestui om? Versetul 9 ne spune că la auzul vorbelor sutașului, Domnul Iisus s-a minunat de sutaș. Dacă ne vom uita de curiozitate în textul paralel din Matei, din Evanghelia după Matei, capitolul 8, Cornilescul traduce că Domnul s-a mirat de sutaș. De fapt, și într-o parte și în cealaltă, verbul în original este eta umase, adică care într-o traducere mai apropiată înseamnă a se minuna sau mai exact a admira. Domnul Iisus Hristos a
admirat. Cu alte cuvinte, putem spune fără să greșim că Iisus a admirat credința sutașului din armata romană și a considerat-o ca pe ceva de excepție, greu de găsit chiar și în rândul copiilor lui Israel. Așa că în cele ce urmează, ne vom uita în textul nostru ca să înțelegem ceea ce ne este relatat aici, cum anume trăiește credinciosul care provoacă admirație. Cum trăiește credinciosul care provoacă admirație? Și provoacă admirație nu numai celor din jurul său, ci provoacă admirație și este cel mai important, Domnului însuși. Ei, înainte de a vorbi despre orice altceva, trebuie să spunem foarte limpede că dincolo de orice altceva, credinciosul adevărat, admirat sau nu de cei din jurul său, acceptat sau respins de către cei din lume, tolerat sau prigonit pentru credința sa, este în primul rând observat, văzut de către cei din jurul său. Ochii celor din lume sunt îndreptați către el. Credința lui, gândirea lui, vorbirea și trăirea lui nu pot fi ignorate. El se remarcă și ele ies întotdeauna la suprafață, fie că este sau nu voia credinciosului, precum uleiul se ridică la suprafața apei, fiindcă el trăiește întotdeauna după principii diferite de ale lumii care îl înconjoară. Așa că, primul aspect pe care îl putem remarca la un credincios care provoacă admirație este faptul că într-o lume din ce în ce mai insensibilă față de durere, de suferință, de necaz, de probleme, credinciosul are o inimă sensibilă. Așa era acest sutaș. Și așa le spune versetul 2 și 3, că un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să roage să vină să vindece pe robul lui. Ce este ciudat aici? Este aproape incredibil, ținând cont de statutul sclavilor și de felul în care erau tratați aceștia de către stăpânii lor în acele vremuri, să aflăm că acestui ofițer din armata romană, un om care era obișnuit cu războiul, un om care era obișnuit cu luptele, cu moartea, un om care era instruit să fie aspru și insensibil față de inamici. Și totuși să-l descoperim având atâta compasiune față de robul său. De unde oare venea această sensibilitate? Este suficient să citim câteva relatări istorice legate de felul în care se comportau romanii cu populațiile pe care le cucereau și înțelegem clar că nu era nici de cum în firea lor să manifeste compasiune față de semeni și mai cu seamă față de sclav. Un sclav era ca un obiect. Ca și cum am avea noi un obiect casnic astăzi în casa noastră. Asta era valoarea unui sclav atunci. Comportamentul ostașilor romani față de Domnul Iisus Hristos, după arestarea și condamnarea sa, dovedește cât se poate de clar că armata romană nu avea în rândurile sale oameni caracterizați de sensibilitate. De unde avea acest sutaș roman atâta sensibilitate? Singura explicație plauzibilă este aceea că inima acestui om a fost atinsă de Duhul lui Dumnezeu și a fost schimbată dintr-o inimă rece și haină, lipsită de orice urmă de compasiune, într-o inimă caldă, sensibilă la suferința semenului de lângă el. Asta este explicația. Duhul Domnului a schimbat inima acelui om. Când o astfel de minune se produce în lăuntru unui om, oricine ar fi el, toți cei din jurul său vor remarca aceasta. Vor aprecia și vor admira această schimbare. Este ceva ce nu poate să rămână neobservat. Și acum, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem fiecare dintre noi, cei care ne numim copiii lui Dumnezeu și care ne considerăm urmașii lui Hristos. Ce fel de inimă am eu?
Există vreun om în jurul meu care să poată să depună mărturie despre realitatea schimbării din viața mea? Cât de mult mă doare? În ce măsură sunt afectat de suferința semenilor mei? Am eu cu adevărat o inimă schimbată? Prin puterea lui Dumnezeu, o inimă de carne, caldă și sensibilă la nevoile și suferința din jurul meu? Sau tot ceea ce se petrece în jurul meu mă lasă rece și indiferent? Ce fel de om sunt eu? Dacă sunt copilul lui Dumnezeu și dacă pretind că am fost născut, atins de Duhul lui Dumnezeu, am eu o asemenea inimă? Cât de mult îmi pasă nu numai de boala și suferințele fizice ale semenilor mei, dar mai ales de boala sufletelor lor. Care este boala sufletului lor? Păcatul. De faptul că dacă nu se vor împăca cu Dumnezeu, Scriptura spune cât se poate de clar, că într-o zi vor ajunge să sufere pentru vecii vecilor în flăcările iadului. Am eu o astfel de inimă? Doamne, mulțumim pentru fiecare copil al Tău care are o astfel de inimă. Și te rugăm pentru cei care au o inimă care s-a împietrit, care s-a răcit. Doamne, atinge-te Tu de ei. Amin. Ai milă de ei. Doamne, fă din noi credincioși cu o inimă sensibilă. Amin. Amin. În primul rând. În al doilea rând, credinciosul care provoacă admirație este cel care, în mijlocul unei lumi cu oameni tot mai egoiști și tot mai preocupați doar de propria persoană, credinciosul are o inimă generoasă. Ascultați ce se spune despre sutașul nostru. Și cu oamenii au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru, și el ne-a zidit sinagoga. Adică este un om generos. Acum, noi nu știm cât de bogat era acest ofițer roman. Probabil că era destul de bine plătit dacă își permitea să aibă sclavii săi, să locuiască într-o casă cu gospodărie destul de mare. Dar ceea ce ni se spune aici este faptul că inima lui schimbată, îl îndemnează ca, dincolo de aprecierea sinceră față de credința evreilor, să facă și ceva concret pentru împlinirea nevoilor acestora. Adică să le construiască o sinagogă, unde probabil era și el invitat să participă din când în când la slujbe. Ce l-o fi determinat pe acest neevreu să dăruiască din solda lui de ofițer pentru construirea unei sinagogi evreiești? La urma urmei, nu avea nicio obligație față de evrei. Și așa cum noi cunoaștem pe evrei, e greu de crezut că ei ar fi apelat la ajutorul unui neevreu pentru a-și construi un locaj de închinare. Greu de crezut. De asemenea, este greu de crezut că evreii ar fi acceptat ajutorul sutașului dacă mai întâi n-ar fi fost pe deplin convinși că intenția lui este una sinceră și dezinteresată. În Faptele Apostolilor, de exemplu, ne este relatată convertirea unui alt sutaș roman. Despre cine e vorba? Despre Corneliu, da? Despre care Luca menționează că era un om al rugăciunii și foarte milostiv cu cei din poporul evreu. Așa se spune în Fapte 10, primele 4 versete. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis, Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Rugăciunile și milostenile.
Adică credința și faptele. Mai exact, credința autentică care determină întotdeauna fapte bune. Asta era explicația. Deși se poate afirma și se poate demonstra că există suficienți oameni care practică milostenia sau sunt generoși din diferite motive, care nu țin neapărat de religie sau de credințe, da? Într-o grămadă de oameni pe care chiar și noi poate că îi cunoaștem că sunt generoși din fire, dar n-au nicio treabă cu religia sau nu fac din considerente religioase. Totuși, un lucru este cât se poate de clar: orice copil al lui Dumnezeu, născut din Duhul Său și având inima schimbată, întotdeauna va da dovadă de generozitate, indiferent de felul cum s-a comportat înainte de convertirea sa. De acord? Amin. Altfel, este greu de crezut că în inima lui s-a petrecut ceva cu adevărat important. Greu de crezut. Dar, acum, se impune o întrebare. Oare o inimă generoasă înseamnă doar să dăruiești bani sau să-ți dăruiești din averea ta altora? De exemplu, credincioșii care n-au bani și n-au avere, ei nu pot să fie generoși? Bineînțeles că o inimă generoasă nu înseamnă doar dărnicie în bani. Poți dovedi că ai o inimă generoasă dăruind din ceea ce ai tu, din timpul tău, din cunoștințele tale, din talentele tale și din orice altceva ce este al tău și cu care poți să slujești semenului tău. De acord? Amin. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. De fapt, Apostolul Pavel spunea că nimeni nu poate deveni cu adevărat generos, adică dăruind din ce este al său, până când nu înțelege un lucru. Și anume, că tot ceea ce are el vine de la Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Acum, oricât de sceptici, oricât de neîncrezători ar fi oamenii din jurul nostru și oricât de mult ne-ar blama cu privire la credința noastră, un lucru este sigur. Nimeni nu poate să rămână indiferent atunci când îl tratezi cu generozitate. Dăruiește celui în nevoie din ce ai, din timpul tău, din cunoștințele tale, din ceea ce ai primit la rânduți de la Dumnezeu. Și nu se poate ca oamenii să nu-ți aprecieze inima pe care ți-a schimbat-o Dumnezeu. Amin. Amin. Mai devreme sau mai târziu, oamenii vor fi nevoiți să recunoască că doar o credință autentică poate să schimbe cu adevărat inima unui om, indiferent ce fel de om a fost el înainte de convertirea sa. Doamne, ajută-ne să fim și asemenea oameni. Oameni cu o inimă generoasă. Să fim întotdeauna gata să dăruim din ceea ce, la rândul nostru, am primit de la Dumnezeu. Amin. Amin. În al treilea rând, un credincios demn de admirație este credinciosul care, în mijlocul unei lumi, oameni orgolioși, oameni înfumurați, preocupați de propria imagine și de apreciere din partea celorlalți, omul acesta are o inimă smerită. Uitați ce exemplu avem în sutașul nostru. Iisus a plecat cu ei, versetul 6 și 7. Dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Un ostaș, de fapt, era un comandant de companie, unul care avea suficientă putere, care să ține în frâu toată populația din zona aceea. Un om cu influență. Spune că nu este vrednic să intre Iisus sub acoperământul său, un evreu sub acoperământul său.
De aceea nici nu m-am socotit vrednic să fiu însumi la tine, spune mai departe, sutașul. Asta înseamnă smerenie. O inimă smerită te îndeamnă întotdeauna să-ți vezi propria nevrednicie. Sutașul roman se socotea pe bună dreptate nevrednic de vreo favoare din partea lui Dumnezeu. El însuși se cunoștea foarte bine, își cunoștea inima, știa ce este în lăuntrul inimii sale și mai ales știa că și Domnul știe ce este în lăuntrul inimii sale. În calitate de om care nu aparținea poporului Israel, el știa că nu are niciun drept să ceară ceva de la Dumnezeul lui Israel. Mai mult, el știa că evreilor le era interzis să se însoțească cu cei dintre neamuri. De fapt, există o relatare în Matei, capitolul 15, în care chiar Domnul Iisus Hristos a spus unei femei din neamul cananit că el nu a fost trimis decât la oile pierdute în Israel. În Matei 15, versetele 22 la 28, este relatat așa. Și iată că o femeie cananiancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă, Doamne, fiul David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la cățeli. Și ascultați cu câtă înțelepciune răspunde femeia aceasta, care nu era evreică. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fermiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se după cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul. Aleluia! Sunt două situații aproape identice. Interesant este faptul că și sutașul roman și femeia cananită dau dovadă de umilință mai multă și de credință mai puternică și foarte greu de găsit chiar la cei care se numeau copiii lui Israel. Asta este interesant. Când dai dovadă de o asemenea smerenie, atunci înseamnă că ți-ai înțeles cu adevărat starea de ființă umană căzută, păcătoasă și neputincioasă. Păcatul ne-a dus în această stare de nevrednicie și orice am face și oricât ne-am strădui, noi nu putem să schimbăm nimic din această stare în care ne-a dus păcatul. Și ajungând în acest punct în care te vezi nevrednic înaintea lui Dumnezeu, nu-ți rămân la dispoziție decât două variante. Ori te răzvrătești înainte lui Dumnezeu și te prefaci că nu înțelegi și nu vrei, da, să-ți ceri iertare, așa, și să-ți conții în viața în același sens, sau varianta cealaltă, corectă, îți ridici glasul către Domnul Iisus Hristos și implori îndurare. Și asta este varianta corectă. Și apoi se petrece minunea. Umilința și credința ta sunt remarcate de Domnul. Sunt remarcate și admirate de Domnul. Înaintea Domnului, nu poți să vii cu pretenții, nu poți să vii cu mândrie, cu aroganță, să te crezi cineva. Nu poți să vii cu condiții pe care să le impui lui Dumnezeu. Înaintea Domnului te declară nevrednic ca să poți mai apoi să fii învrednicit prin puterea Harului Său. Amin. Amin. Ne ajută-ne să fim asemenea oameni. Amin. Este imposibil ca înțelegând cu adevărat cine ai fost, de unde ai fost scos și ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru tine, să mai ai vreodată pretenții înaintea lui Dumnezeu. Este imposibil dacă ai înțeles lucrurile acestea. Adevărul pe care ar trebui să-l știe și să-l și repete mereu și mereu orice copil al lui Dumnezeu este acela că suntem niște păcătoși nevrednici care au avut parte de cea mai mare minune pe care a putut să o facă Dumnezeu în ființa unei, într-o ființă omenească. Amin. În viața noastră. Adică am fost căutați, noi am fost căutați, nu noi l-am căutat pe Domnul.
Am fost căutați, am fost găsiți, Aleluia. Am fost mântuiți de către Iisus Hristos și spălați de sângele Lui. Amin. Amin. Asta este minunea pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. În ciuda nevredniciei noastre și în ciuda neputinței noastre, am avut parte de harul nemăsurat al lui Dumnezeu. Am fost aleși de Dumnezeu. E o minune pe care nu putem înțelege. Am fost aleși de Dumnezeu. Numele noastre a fost scris în cartea vieții și am fost înălțați până la înălțimea statutului de copii și moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Ce mare, ce minune mai mare poate să facă Dumnezeu în viața vreunui om mai mare decât asta. O inimă smerită este o inimă care recunoaște nevrednicia sa înainte lui Dumnezeu. O inimă smerită este o inimă demnă de admirație. Nu numai de către oameni, că poate oamenii nu știu să admire. Este demnă de admirație, fiindcă smerenia este ceva tot mai rar. O floare rară, tot mai rară de găsit pe pământul acesta. Toți oamenii din ziua de astăzi vor să pară aroganți, orgolioși, plini de sine. Greu de tot să găsești oameni smeriți. Domnul însuși iubește cu admirație către copiii săi care știu să fie smeriți. Doamne, ajută-ne să fim asemenea oameni. Și în ultimul rând, credinciosul demn de admirație este credinciosul care în mijlocul unei lumi răzvrătite împotriva lui Dumnezeu și neascultătoare de Dumnezeu are o inimă supusă. Așa îi se spune în partea a doua din versetul 7 și apoi versetul 8. Când sutașul rostește către Domnul Iisus. Zi o vorbă. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Știu că așa va fi. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce. Și zic altuia, vino și vine și robul meu făcut are lucru. Și îl face. Eu știu ce înseamnă să asculți. Eu știu ce înseamnă să fii supus? Ce înseamnă să fii supus? Ce înseamnă să ai o inimă supusă? Un om cu inima supusă este pregătit întotdeauna să asculte și să recunoască autoritatea care este înălțată deasupra capului său. Astăzi, mai mult ca oricând, societatea noastră are serioase probleme fiindcă tot mai numeroși sunt cei care contestă orice formă de autoritate. Deviza lor este ceva de genul să facem tot ce dorim, fără niciun fel de restricții și fără ca cineva să aibă dreptul să ne impună vreo normă de autoritate. Noi suntem proprii noștri stăpâni. Nimeni nu are dreptul să ne comande. Cam asta este deviza oamenilor din societatea de astăzi. Ei, problema este că o asemenea societate n-a existat niciodată și dacă cineva ar avea curajul să o instituie vreodată, undeva, în cel mai scurt timp, societatea aceea se va scufunda, se va prăbuși, Amin. Va dizolva, fiindcă se va crea un haos de nestăpânit. Libertatea nu poate însemna în niciun caz lipsa autorității și lipsa de supunere. Să vă dau un singur exemplu. Prin natura slujbei pe care o am, noi ne ocupăm cu promovarea profesiei militare în școli. Mergem în licee, mergem în școli generale și stăm de vorbă cu directorii, profesorii, de multe ori cu părinții. Știți care este întrebarea pe care o auzim cel mai des din partea lor? Domnilor, de ce nu se mai face armata? Păi societatea noastră a hotărât să nu se mai facă armata. Rău că nu se mai facă. Dar de ce se facă armata? Tinerii din ziua de astăzi nu mai știu să fie supuși. Nu mai sunt ascultători. Nu mai vor să asculte. Acum, într-un fel, nici ei n-au dreptate. Oricum, armata se făcea după ce ieșeau din școală. Deci, până la urmă, tot în responsabilitatea părinților era să îi învețe să fie supuși. Dar oamenii resimt nevoia de a te supune autorității. Vedeți? Sutașul acesta roman, ca unul care era integrat într-un sistem militar în care unul din cele mai importante aspecte era supunerea față de autoritate, înțelegea probabil mult mai clar
cum funcționează lucrurile și bănuia că principiile sunt valabile chiar și în domeniul Împărăției Lui Dumnezeu. Adică și acolo există ierarhie și există supunere. Nu degeaba biserica este numită da? Oastea Lui Hristos. Da? Adică avem un comandant suprem și noi suntem cei care suntem supuși Lui și ascultăm de comanda Sa. Dacă Domnul Iisus era așa și închipuia și așa vedea sutașul lucrurile și de aceea a înțeles cum se cuvine această idee. Dacă Domnul Iisus era cine spera El că este, adică Dumnezeu însuși, coborând pe pământ în chip de om, atunci nu trebuia decât ca El să rostească o poruncă, un cuvânt din partea Celui care era Creatorul și Stăpânitorul întregului univers. Și boala ar fi dispărut. Corect? Era o înțelegere corectă. Acum, când Domnul a observat acest om, acest păgân, acest sutaș roman, o asemenea gândire, o asemenea profunzime de înțelegere, cum să nu se minuneze Domnul de cuvintele acestui om, care nu făcea parte din Israel, dar care înțelegea adevărurile cele mai adânci despre Împărăția Lui Dumnezeu, așa cum nu era în stare să le înțeleagă toți cărturarii și învățații iudei la un loc. Și spune versetul 9 mai departe, când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat, l-a admirat pe acest sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Aleluia. Credință de admirat. Extraordinară. Credința noastră, dragi frați și surori, poate să provoace admirația semenilor noștri. Și poate determina să caute, să cunoască și să înțeleagă mai multe despre credința noastră. Și chiar să ajungă într-o zi să o îmbrățișeze, așa cum am ajuns și noi la rândul noi să o facem. De poate întâmpla aceasta, să nu se poate întâmpla. Depinde de noi și depinde de circumstanțele în care ne aflăm. Dar cel mai important este ca această credință noastră să capete admirația Domnului însuși. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Ea va căpăta admirația Domnului dacă inima noastră va fi o inimă sensibilă. O inimă sensibilă la durere, la nevoi, la suferință și la păcatul din viața omului. Credința noastră va fi admirată dacă noi, dacă această credință se va naște dintr-o inimă generoasă, dacă vom avea o asemenea inimă generoasă care să fie capabilă să dăruiască din ceea ce este a Lui celui lipsit. O inimă smerită de asemenea este de dorit pentru un credincios, conștient de nevrednicia sa, conștient de faptul că Harul Lui Dumnezeu ne-a cuprins viața noastră și ne-a scos din stare de nevrednicie în care ne aflam. O inimă supusă, gata să asculte și să accepte autoritatea de Domn, a Domnului Iisus Hristos, slavă Lui. Doamne, amin. Ajută-ne să fim asemenea credincioși. Amin. Amin. Amin.